Peste 5 tone de peturi și alte gunoaie au fost scoase din canalul Timiș în ultimele zile, în urma lucrărilor pe care municipalitatea, împreună cu angajații sistemului de gospodărire a apelor Brașov, le execută în zona Patria Castanilor. Potrivit viceprimarului Laslo Barabaș, încă de acum o săptămână a început acțiunea de scoatere a deșeurilor. Canalul Timiș era plin de mizerie, aruncată de cetățenii irresponsabili. Peturi, bucăți de lemn, fragmente de grinzi, plastic, polistiren, cârpe, încălțăminte și multe alte deșeuri au fost scoase de muncitori. Într-o primă etapă se face salubrizarea canalului Timiș, după care Serviciul de Gospodărire a Apelor va face decolmatarea acestui canal. Operatorul de salubrizare doar ridică acele peturi din zonele în care angajații Serviciului de Gospodărire a Apelor le scot din canal. Este păcat că oamenii nu înțeleg că pentru ce este necesar un curs de apă și care este rolul acestui curs de apă și îl folosesc ca și depozit de deșeuri. 7 mașini pline cu deșeuri au fost scoase dintr-un curs de apă care ar fi trebuit să fie curat și protejat. Lucrările vor mai dura până când canalul va rămâne curat. În zona străzii Castanilor este propus un proiect de reamenajare prin descoperirea cursului de apă și transformarea malurilor într-o zonă de promenadă cu spațiu verde, alei, locuri de odihnă și pistă de biciclete.